Ta-da! Mircea a rămas fără postituri astăzi. Pornește Mircea ananas. Țin foarte mult la un ananas care se lucește în birou. Totul provine de la faptul că îmi pasă. Și e o filozofie care noi vrem să o dăm mai departe. Eu, în primul rând, vreau să dau mai departe colaboratorilor, partenerilor, colegilor, și asta merge de la tot, de la scaunul pe care stai, spațiul în care lucrezi, până la calitatea produsului finit. N-ai cum să ceri un om să-ți facă un produs de calitate dacă tu nu-i arăți ce înseamnă calitatea respectivă. Și până la urmă, filozofia mea, cred că mai mare de viață, nu neapărat de business, e I care and I want to do good. Și dacă începi cu filozofia asta, atunci lucrurile poate să funcționeze foarte, foarte bine. A gândi diferit, a gândi lateral thinking, cumva se reflectă în spațiul ăsta, că nu e un spațiu tradițional. N-avem cubicles, e open, e liniște, ați văzut că e liniște și de fapt ce arată ca și filozofie că ne pasă. Efectiv, we give a damn. Până la urmă trebuie să pese și de rostul de la Grecia, de la baie. Se alinează perfect jos cu sus. Tocmai asta e ideea, să-ți arate că-ți pasă la fiecare nivel. Avem 3 birouri în România, un birou în Londra, un birou în New York, unul în San Francisco și, fingers crossed, unul în Tokyo. Încercăm să urmărim ca proiectele să aibă un impact social. Uite, de exemplu, cel mai interesant proiect la care lucrăm acum este Uber pentru gunoi. Practic, în loc să trimiți gunoi la groapa de gunoi a orașului, poți să-l colectezi selectiv, poți să-l reciclezi mai bine. Cum optimizezi rutele respective? Cum monitorizezi dacă gunoiul a ajuns la destinație sau nu? Și practic noi facem în România toată infrastructura, toată partea tehnologică, artificial intelligence, mobile, totul e făcut de noi. Pentru o companie americană, care e un startup foarte spectaculos, cred că săptămâna trecută au trecut de $1 miliard ca și valuation. Am încercat să lucrăm cu România și e foarte, foarte greu pentru noi, din cauza că suntem obișnuiți în alt ritm, alte etică. Din păcate, sistemul și modul în care suntem educați aici este în spate și atunci durează timp ca să schimbi niște mentalități. Lumea trebuie să aibă niște modele și ei să se schimbe și noi practic asta încercăm. Încercăm două lucruri de fapt. Unul, încercăm să fim un model pentru alții și să încercăm noi să ne îmbunătățim, și doi, să facem noi programele noastre de educație, și asta chiar facem. Avem un program pilot cu proiectul ăsta UpSchool, care e complet non-profit. Încercăm să implicăm și alte companii și alte entități în care să stimulăm un mod de a învăța diferit față de modul clasic de la școală. Și se construiește jos cu tineri între, acum sunt între 12 și 18 ani. Până să ajungem la idei, că am descoperit, de exemplu, că lumea din ziua de astăzi atât e de băgată în iPad-uri și în calculatoare, că nu mai este în stare să trag o linie dreaptă. Și mi-amintesc undeva pe aici, că i-am pus, trageți o linie dreaptă la despărțirea respectivă, nu știau să tragă o linie dreaptă. Lots to learn and do. Eu provin din același loc, adică provin din sărăcie, practic. Și, uite, se poate dacă ai modelele de unde să te inspiri, un pic de ambiție, care cred că o avem ca și luptători oricum în sistem, și la un moment dat să te eliberezi de ego, pentru că ego-ul poate să fie un dușman foarte mare și de multe ori lumea nu își calcă peste mândriile alea prostești să învețe, să întrebe, hei, cum să fac să fie mai bine? O chestie atât de simplă.